Cel mai frumos cuvânt, cel mai cald gând, ea e omul care ne dă viață. Mama, sentimentul de dragoste ne învăluie sufletul și un chip sfânt ne apare în fața ochilor atunci când ne rostim numele. Privirea ei caldă și ocrotitoare ne urmărește în fiecare pas al vieții, făcându-o astfel încât singura pentru noi ca să sorbim fără grijă atâta iubire și siguranță din sufletul ei. M-ai crescut, mamă, de mic și-am ajuns băiat voinic. M-ai crescut, mamă, de mic și-am ajuns băiat voinic. M-ai crescut ca pe o floare, fără nicio supărare, fără nicio supărare. Eu mă numesc Victor, sunt la companie Livrare Flori. Aveți o zi specială pentru dumneavoastră. Cineva, drag lui dumneavoastră, vă să fac ziua mai specială, mai dulce. Aveți ziua de neuitat. Puneți spune la cine vine surpriza. Ațineți această tortă, să o serviți cu toți invitații, cu toți nepoții. Și să fiți așa de frumoase ca flori negere, îndătătoare cu mirosul lor. Toate visele dumneavoastră va deveni realitate. Și am un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră care sunt citească. Acum să vedeți la cine vine. Mamă, e ziua ta, deci astăzi venim la tine cu aceste rânduri scrise cu inimă și sărutare cu sufletul plin de dor. Deschideți brațele pentru a primi florile dragi și lasă azi că razele soarelui să te cuprindă din partea mea de aici din depărtare. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți dea zile lungi și lipsite de griji, să ne fii sănătoasă și gândoasă precum te știm, iar mireasma acestor flori să-ți aducă zâmbetul pe buze în fiecare zi. Mamă, tu ești zborul dădător de viață și dragoste nemărginită. Îți sărut mâinile și te cuprind cu drag, care la rândul tău ai făcut-o de atâtea ori și mi-ai alintat de toate. Mamă, ființa noastră dragă, care ne duce dorul necontenit și ochii blânzi, care se tremează la fiecare murmur de cântic drag pe care îl predoniez cu inima în așteptarea noastră. Ca și atunci, de pe când eram mici, cu atâta drag te compuneam la școală, astăzi chipul tău a devenit și mai frumos. Anii ți-au pictat orice trăsătură divină prin roua dimineții și cântată prin melodiile apusului de soare. Ești cea pe care o recită poeții și noaptea o cântă stelele. Ești ființa care o pictează cu drag picturii în fiecare culoare aparte. Și dacă ar fi să culegem o floare de fiecare dată când ne gândim la tine, atunci ar fi să-ți aducem grădinii întregi de flori, nemuritoare la picioare. Să ne trăiești buna noastră, mamă, și la acești 59 de ani să mai adaugi măcar încă o dată pe atâta. Te iubim și te prindem cu drag, cum un drag tău, Igor Cubica și nepoata Valeria. Să ne fii sănătoasă! M-ai crescut, mamă, de mic și-am ajuns băiat voinic. M-ai crescut, mamă, de mic. Ce puteți să-i spuneți dumneavoastră, fiul dumneavoastră, care cu gândul ești mereu lângă dumneavoastră? Mulțumesc frumos, vă aștept acasă. Are oameni de ciut că nu vă zic. Și poate o să tot vrea să spui câteva cuvinte. Iertași, Valeria. Hai să spune câteva cuvinte frumoase, bănicuțe. E că de la 2 ani jumătate eu cresc. Ce-i spui, bănicuțe? Cu doca de naștere și sănătoasă. Stai, parte tot ce-i mai bun și mă crezi mai departe. Mulțumesc frumos. Da, bună seara, domnul Igor. Bună seara. Acum surpriza continuă. Îi spuneți câteva cuvinte online pentru mămicuța dumneavoastră. Să-i faceți ziua mai specială. Uite, da, ce familie frumoasă și bucuroasă am adunat aici. Felicităm cu aniversarea 59 de ani. Îți dorim mult, mult sănătate, fericire, sprijin mai departe pentru noi. Și îți dorim încă mulți, mulți ani, cât a dat Domnul, încă mulți, mulți ani înainte și între noi, tot așa cum ai fost până la bună la inimă, înțelegătoare și răbdătoare. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Mămicuța, ce vreau să spui, Mara? La cuvintele lui Igor și spun tot mult sănătate, bucurie. Ne-ai așteptat întotdeauna acasă și să ai grijă de gabi, Valerica, cum ai și mai avut grijă. Noi tot timpul a să ne ducem acasă și știm că suntem așteptați. De așa o mamă bună și cu inimă mare și înțelegătoare. Și noi te iubim foarte, foarte mult și îți dorim multă, mult sănătate. Mulțumesc frumos! Fiți voi sănătoși! Vă așteptăm acasă! Cu tătul, nu numai cu văzut. Ai, Valerie, vin cu aici, păi ești Valerie. Emoțiile sunt mari. Este lacrimi de bucurie.
Mulți scârbă. Mulțumesc frumos. Fiți sănătoși. Pe curând. La revedere. La mulți ani. M-ai crescut, mamă, de mic și-am ajuns băiat voinic. M-ai crescut, mamă, de mic și-am ajuns băiat voinic. M-ai crescut ca pe o floare, fără nicio supărare, fără nicio supărare. Niciodată pe pământ n-am să pot, mamă, să uit când în brațe mă strângeai și mă sărutai. Doamne, un pui de cuc la măicuța să mă duc. Fă-mă, Doamne, un pui de cuc la măicuța să mă duc. Cât mai este mama în lume, am necazul cui îl spune, am necazul cui îl spune. Dacă te gândești că nimic nu ar putea transmite un mesaj suficient de puternic pentru a-i arăta unei persoane dragi cât de mult ții la ea, atunci oferi o experiență de neuitat prin intermediul nostru. Perfecți în simplitate, noi îți vom crea contextul potrivit. Senzația oferită de noi va deveni punctul central al evenimentului.